5 alimente care îți distrug rinichii din cuprinsul articolului carnea roșie băuturile alcoolice sarea de masă produsele lactate în artificiali tu cât de desconsumi alimente dăunătoare pentru rinichi. Rinichii pot fi afectați negativ de anumite preparate care îi supun unei presiuni crescute. Unele dintre acestea au alte beneficii pentru sănătate, astfel încât pot fi consumate cu moderație. Iată cu ce alimente trebuie să fii prudent pentru a-ți proteja rinichii. Carnea roșie Avantajul principal al cărnii roșii este conținutul ridicat de proteine, care sunt necesare în procesul de creștere și pentru a dezvolta masa musculară. Prelucrarea cărnii roșii este însă dificilă pentru rinichi, deoarece are un conținut ridicat de grăsimi saturate. Este adevărat că rinichii au nevoie și de grăsimi pentru a funcționa, dar o cantitate prea mare poate deteriora țesutul renal și va provoca acumularea rezidurilor de tip acid în corp. Carnea roșie, în special cea de la organe, conține multe purine, substanță care stimulează producerea acidului uric. Rinichii prelucrează de obicei acidul uric, dar dacă vei consuma prea multe purine, s-ar putea forma calculi renali. Băuturile alcoolice, alcoolul este în esență o toxină pe care rinichii trebuie să o filtreze. Un consum moderat de băuturi alcoolice nu îngreunează prea mult activitatea rinichilor, dar presiunea va crește foarte mult dacă exagerezi cu numărul de pahare. Alcoolul peste limitele admise poate modifica funcțiile rinichilor, la fel cum le modifică și pe cele ale creierului, cauzând imposibilitatea filtrării eficiente a sângelui. Alcoolul are un efect deshidratant, iar apa este esențială pentru funcționarea normală a rinichilor, ca și pentru orice altă celulă a organismului. Acesta este și motivul pentru care mahmureala este atât de neplăcută și durerile de cap devin foarte intense. Contează foarte mult să crești consumul de apă de fiecare dată când bei alcool. Sarea de masă sodiul este un element important care menține echilibrul de fluide din cadrul organismului. Alături de potasiu, sodiul asigură filtrarea eficientă a sângelui prin intermediul rinichilor. O dietă care conține un exces de sare, însă, va forța rinichii să rețină mai multă apă pentru a o putea dilua. Efectul acestui lucru este creșterea tensiunii arteriale și deteriorarea structurilor microscopice din cadrul rinichilor, prin care se filtrează sângele. Sarea se regăsește în alimentele procesate de toate tipurile, chiar și în cele dulci. Pentru a limita consumul de sare, este recomandat să pelezi cât mai frecvent la alimente naturale și să gătești chiar tu mesele pentru a ști exact cât sodiu conține un fel de mâncare. În același timp, trebuie să te asiguri că mănânci și alimente bogate în potasiu, pentru că acest mineral realizează echilibrarea totalului de sodiu și este esențial pentru menținerea unui nivel optim de hidratare. Produsele lactate sunt bogate în calciu și proteine, fiind de multe ori un element util al meniului zilnic, dar nu trebuie consumat în exces. Prea mult calciu poate provoca formarea calculilor renali, pentru că rinichii vor funcționa la capacitate maximă pentru a reduce excesul de calciu din urină. Rinichii supra-solicitați nu vor procesa eficient rezidurile provenite de la proteine, care ar putea ajunge la un nivel critic. În cadrul studiilor realizate, s-a constatat că limitarea consumului de lactate, în cazul persoanelor care suferă de afecțiuni renale, poate amâna necesitatea dializei. Îndulcitorii artificiali deși aparent reduc numărul total de calorii consumate, îndulcitorii artificiali nu au un efect pozitiv. Chiar dacă inițial au fost creați pentru a reduce dependența de zahăr, studiile realizate au arătat că utilizarea lor nu face decât să crească pofta de dulciuri din cauza impresiei eronate că poți mânca mai mult dacă ai ales o băutură cu zero calorii. S-a concluzionat că numai două sucuri dietetice pe zi reduc funcțiile renale, așa că este mai bine să încerci să renunți la asemenea băuturi. Mai bine folosește din când în când mierea sau siropul de adgarve. Rămâneți sănătoși, dragilor! Rugați-vă, mișcați-vă minimum 30 de minute, consumați alimente sănătoase, ascultați muzică, dansați, cântați, exersați-vă mintea, socializați și relaxați-vă cu o carte ori un film captivant. Abonați-vă, apreciați materialul și distribuiți canalul. Cereți sfatul medicului.